Aș vrea să spun, printre altele, ce așteptări are o fată de la un băiat. Unul dintre marile mele curiozități este, mi-ar place ca oamenii să-mi spună, vreau să știi primele trei defecte pe care eu le văd la tine. Nimeni nu vrea să-mi spună, eu știu că oamenii le știu, dar nu vreau să mi le spună, le jenă probabil. Oamenii nu vor să fie confruntativi, să-și facă de treabă. Dar tare mult mi-ar place să-mi spună, pentru că eu mă văd bine. Dar știu că nu sunt. În sensul că nu sunt perfect, vreau să spun. Mi-ar place tare mult ca oamenii să aibă libertatea să-mi spună, uite, părerea mea este că aici, aici și aici, tu ar fi bine să ai mai multă grijă. Ce așteptări au fetele de la băieți? În primul rând să fie responsabili. Vă mai aduceți aminte prima sesiune? Apoi să fie sinceri. Permiteți-mi să fac un pic de paranteză. Fetele au mai multă așteptare la sinceritate decât băieții. Și acum o să spun ceva ce e puțin mai greu de înțeles, dar știu că o să înțelegeți. Prin natura lor, băieții sunt independenți. Prin natura lor, fetele sunt dependente. Știu că necesită explicații. Orice lucru pe care îl spui până la urmă poate fi explicat. Vă aduceți aminte că Dumnezeu îi dă lui Adam dreptul să pună nume la orice ființă. Știți care era înțelesul din spatele acțiunii? În momentul în care ai dreptul să numești după cum crezi tu un lucru, tu te faci stăpân peste lucrul ăla. Singura ființă din grădină la care n-a avut dreptul să-i pună nume a fost Doamna lui. Eva păcătuiește, Adam, părere personală de data asta, alege să-i urmeze drumul pentru ca să fie cu ea, Dumnezeu vine, îi pedepsește pe amândoi, pronunță pedeapsa pentru el, pronunță pedeapsa pentru ea și pronunță blestemul pentru șarpe. Vă mai aduceți aminte care a fost pedeapsa pentru ea? Cu voce tare. Vei naște, procesul nașterii va fi dureros, va fi plin de suferință. Doi. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Asta e pedeapsă. Asta e pedeapsă. Asta n-a fost inițial. Asta este o formă de pedeapsă, supunerea femeii pe care o insistă Pavel și predicatorii mai mult decât el. Este o pedeapsă a femeii. Pentru nimeni nu-i confortabil să fie supus altcuiva. Femeia este dependentă de soțul ei. Este o supunere nu datorită inferiorității, este o supunere ca o formă de pedeapsă. Vă mai aduceți aminte de pedeapsa pentru bărbat? Și o să vedeți că se încadrează în peisaj. Sigur, nu putem să vorbim de toate lucrurile și uneori, pentru că nu putem să vorbim suficient de mult de toate lucrurile, s-ar putea să aveți rezerve, simțiți-vă liberi să vă luați rezervele care credeți că vă pun în pericol doctrina sau eu mai știu ce altceva. Apoi, fetele se așteaptă la băiatul spre care se uită ca la un potențial viitor soț, pe lângă faptul că să fie responsabil și sincer, se așteaptă să fie un om de caracter. Să știți că fetele sunt mai exigente decât băieții și mai netolerante. Permiteți-mi într-o paranteză să spun încă ceva, eu sunt cu parantezele. Dacă o soție îl surprinde pe soțul ei că se uită la pornografie, este ca și cum l-ar fi prins în mod fizic o femeie. 100% este așa. 100%. Iar bărbatul, când e confruntat și îi se spune treaba asta, lui nu-i vine să creadă că e tot una pentru ea. Dar și pentru Isus e tot una. Dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească în mintea lui, a și curvi cu ea. Ești cu mâinile în buzunar, încheia la haină, pe trotuarul celălalt și tu ai curvi cu ea. Hai, să fii serioși. Da, poți să fii serioși și nu te oprești, dar serioși nu se ocupă cu lucruri de genul ăsta.
Femeile au altă percepție. Din același motiv, ele sunt foarte vigilente și o să ajungem când vorbim despre familie la lucrul, la subiectul ăsta și o să-l dezvoltăm un pic. Ele se așteaptă ca băieții să fie amabili. Fetelor, trebuie să știți următorul lucru. Un băiat e în stare să fie cum vă place vouă până la nuntă. Nu întotdeauna a ieșit după nuntă, la fel. Trebuie să știți că bărbații trăiesc pentru performanță. Scopul, nu obiectivele. Scopul unui bărbat e performanța. Un bărbat trăiește doar pentru performanță în viață. El e foarte competitiv. Mergi cu mașina, te depășește cineva, se blochează stomacul de nervi și zici, bă, dar ce să trezește deșteptul ăsta să mă depășească pe mine? Și chiar dacă ai o Dacia, nu te lași, Doamne, treci pe lângă Mercedes, îl umpli de gaze. Bărbații sunt competitivi. De-aia sunt în sport și în toate lucrurile. Femeile nu înțelege, deci nu înțeleg de ce bărbații sunt așa de competitivi. Ele nu au problemă dacă le depășește cineva, pentru că ele nu trăiesc pentru performanță. Scopul unei femei în viață este dragostea, comunicarea și relațiile. Pentru asta trăiesc ele. Ele trăiesc să vorbească. N-are importanță ce vorbesc. Nu, iertați-mă, nu vă asumați că am spus eu ce motivul pentru care zâmbiți. Vreau să spun că bărbații transmit informații. El transmite informații foarte concret ca un computer, ca un robot de la Telecom, când sun să-ți activeze cartela. El îți transmite o informație și nu mai are ce să-ți mai spună. Păi eu mă urc cu soția mea în avion, eu citesc o carte până în România și ea arată toate pozele, vreo 2000 de poze din telefon, la vreo 10 persoane din jurul ei. Mă stau și mă uit la... Zic, îl cunoști pe ăștia? Nu. Și cum crezi tu că pe ăsta îl interesează de nepoții noștri? A, bă, da, că ce drăguț e! Măi, femeile îi enervez pe oameni. Nu, că și ei mi le-a arătat. Cine, bărbații sau femeile? Și doamna, ok. Să fii om de încredere. Să fii om de încredere. Băieții au impresia că le impresionează pe fete cu mașinile, cu frânele, cu mușchii, așa cu 3 nasturi, dacă nu 4 la haină, desfăcuți, așa, macho man. E adevărat că impresionez fete, dar crede-mă că de fetele alea pe care le impresionez, genul ăla de fete care sunt impresionate de aparențele astea, nu o să-ți facă bine, că nu-s fete de treabă. O fată pocăită se uită după un băiat pocăit. O fată pocăită va căuta oameni la nivelul ei. Mușchii nu-s răi. Nu-s răi. Și nici alte lucruri nu-s rele, dar la locul lor și la vremea lor. Dacă tu crezi că te însori doar că ești musculos, nu-i bine. Apoi, să fie o persoană cu umor. Să fie un băiat flexibil, distractiv, nu flecar. Apoi să fie comunicativ. Să știți că unul dintre marile reproșuri ale doamnelor, spuse sau nespuse, este faptul că bărbații nu vorbesc. Păi dacă n-am informație de transmis, ce vrei să fac? Să spun cuvinte așa, de dragul de a... Deci femeile au nevoie, fetele în general, genul feminin, în general, ele comunică sentimente. Și sentimentele sunt atât de diverse și de multe, de complexe, încât poți să vorbești de când te naști până mor fără pauză și nu epuizezi subiectul. Dar când transmiți informații, mă întreabă soția când a jucat acasă, cum a fost? Ok. Explică. Păi ce să-ți explic? Păi cum a fost? Păi nu ți-am spus cum a fost. Dar ce înseamnă ok? Toate lucrurile, absolut toate, de la marginea asta până la marginea asta, au fost bune. Asta înseamnă ok. E foarte bosunflată, nu-i place răspunsul. De aceea eu când ajung acasă, începe și îmi povestește. Lucruri care nu mă ajută cu nimic. Că l-a zis așa, că aia a zis așa, că l-a ieșit de acolo, că l-a intrat dincolo. Dar astea nu sunt lucruri care să mă intereseze pe mine. Nu poți să, dacă ești băiat, nu poți să înțelegi fetele și dacă ești fată, nu poți să înțelegi băieții.
Oricum, prima variantă e mult mai enigmatică decât a doua. Ce ar vrea fetele să știe? Ce ar trebui să știe fetele? Nu. Ce ar trebui să știe fetele? Nu ce ar trebui să știe fetele despre băieți. Ce ar trebui să știe fetele? Fetele ar trebui să știe că instinctul sexual masculin este mai puternic decât instinctul sexual feminin. Eu mi-am dat seama în ultimii ani că femeile din lumea noastră se simt terorizate de bărbați. Încercați mâine sau poi mâine, când ieșiți în public, să vedeți cum merge o fată pe stradă. Căutați-i privirea când trece pe lângă voi și o să vedeți că, așa, când vă vede, pune capul jos sau se uită în partea cealaltă. Fetele evită să-ți întâlnească privirea. Cea mai mică intensitate este atunci când se întâlnesc privirea de la un băiat și la o fată. De aceea, orice băiat se poate îndrăgosti de orice fată cu care petrece prea mult timp. Ai o colegă la servici pe care n-ai văzut-o frumoasă prima oară când te-ai dus acolo sau când a venit ea. Dar pentru că stai tot timpul lângă ea, începe să vorbiți de probleme personale, familiale. Și tot o privești în ochi. Ochii sunt cea mai largă poartă spre sufletul unui om. Când privești o femeie prea mult în ochi, o să-ți placă de ea. Și o să apară ideea aia complicată. Să știți că foarte multe relații de genul ăsta se întâmplă la serviciu sau la școală. Zonă în care pun bărbați lângă femei să stea prea mult timp. De aceea am spus ceea ce am spus în legătură cu fetele. Masculinitatea, sexualitatea masculină e mult mai intensă decât sexualitatea feminină. La sufletul unei femei ajungi prin... La trupul unei femei ajungi prin sufletul ei. Nu la fel stau lucrurile cu bărbații. Fetele au autocontrol mai puternic decât băieții. Pentru că constituția lor este diferită. Ele nu au reacții chimice la nivelul neurotransmițătorilor, așa se numesc substanțele astea pe care creierul le fabrică, le produc. Ele au o altă configurație acolo. Multe zone din cap, din creier, sunt diferite la fete față de băieți. Cum pot să spună ăștia că te naști fără gen și cum pot să spună prostia asta? Nu are acoperire științifică nici cât e negru sub unghie. E o ideologie mizerabilă. Mizerabilă. Fetelor, băieții cred că e de datoria lor să încerce să ajungă undeva. Pur și simplu, ei cred că e datoria lor. După cum e datoria lor să existe, tot la fel e de datoria lor să încerce, să vadă. Merge cu asta, nu? Că e problemă, ce problemă, că sunt vreo 4 miliarde de fete. Am timp să... Mai am la cine să mai merg. Puteți să vă credeți asta? Ei cred că e de datoria lor și încearcă. Dacă te uiți, trec la etapa a doua. Ce faci, frumușico? Dacă îi răspunzi, trec la etapa a treia. Și etapele nu se termină în veac. Dacă nu bei prima cafea, lasă-l să iei ca găscanul cât vrea. Vestimentația feminină e provocatoare. Vestimentația feminină e provocatoare. În momentul în care un bărbat vede corpul unei femei, el ajunge la... Termenul, hai să-l spun o dată, că trebuie să înțelegeți mai bine. El ajunge la excitație într-o fracțiune de secundă. Dar eu folosesc termenul stimulare, că n-are așa o forță erotică ca și ceea ce am spus mai devreme. Dar am spus ca să înțelegeți ce vreau să spun. Femeia nu știe să facă așa ceva. Nu are componentele să... Când am avut eu prima mașină, geamul se ridica la manivelă. Acum am o mașină, apes bum-bum și... Ei, înainte degeaba apăsam că nu se întâmpla nimic. Asta nici nu are manivel. Dacă rămâi fără curent, să fii sănătos. Ei, așa e o problemă constituțională, nu e o problemă de voință. Ele nu pot fi așa. Băieții se stimulează prin vedere.
Rapid, instantaneu. De-aia nu mai asta un cap, pentru că văd și când văd, poftesc. Ideea minte vine involuntar, deci nu trebuie să vrei. Când a ajuns în zona conștientă, că noi avem mintea împărțită în trei rafturi. Primul raft este zona conștientă, e singura zonă iluminată public. Următorul raft, în partea inferioară, este subconștient. Aici nu-i lumină. Mai jos este inconștient. Aici este besna. Tot ce vedem în viața noastră se află aici. Nu uităm nimic. Dar nimic. Singura diferență este că un lucru pe care l-ai văzut cândva și care nu se mai asociază cu alte lucruri asemănătoare, administratorul minții, că noi avem un administrator în cap, e o funcție, nu e o ființă. Coboară lucrurile pe care nu le-ai mai văzut în ultimii ani în zona de dedesubt și până la urmă în inconștient. Dacă cineva s-a uitat la pornografie cu un an în urmă, diavolul încă, când se roagă, îi mai pune în față pozele alea nud. Dacă mai trece probabil încă vreo 6 sau 8 luni, ele nu vor mai sta aici. Și administratorul le pune în partea de jos, ele există, dar nu le mai vezi. Fratele există, dar eu nu-l văd acum. Dacă fac o rotație, acum îl văd. La fel este chestia asta. Dacă administratorul vede că în continuare nu mai mă uit la genul ăla de poze, le coboară aici. Dacă într-o zi, pentru o secundă, mă uit la o poză nud, administratorul va lua lucrurile asociate cu subiectul și îl va duce din nou aici. Și încă pentru un an și 8 luni, 2 ani, din nou la fiecare rugăciune, diavolul îți va pune frumusețea aia în față. Așa funcționează un individ numit, o ființă numit om. Așa e făcut capul nostru. Are reguli clare, sunt matematice și științifice în același timp. De asemenea, 90% dintre băieți vor să exploateze pentru a-și satisface propriile plăceri. Întotdeauna un băiat spune te iubesc. O să vorbim puțin mai târziu despre iubire și o să încerc să explic percepția pe care o au băieții și fetele cu privire la iubire. Să știți că vorbim două limbi diferite când vorbim despre iubire între fete și băieți. O să vă spun ceva pe șleau. Băieții n-au nevoie de iubire, să fie clar. Fetelor, puteți să pricepeți asta? Băieții nu au nevoie de iubire, punct. Punct. Vă rog frumos să nu ne iubiți. Nu avem nevoie. Băieții au nevoie să fie respectați. Băiatul eleul leu n-are nevoie să fie iubit, este o dovadă de slăbiciune. Leu are nevoie să fie respectat, da, șeful? Dacă nu mai rage odată. Fetele au nevoie de iubire. Și Dumnezeu spune, bărbatule, iubește-ți nevasta. Nicăieri în Scriptură nu spune, femeia, iubește-ți bărbatul. Nicăieri. De asemenea, Biblia spune, îi spune femeii, îi spune femeii, respectă-ți soțul. Spune, supune-te soțului. Supune-te soțului. Virginitatea nu este numai biologică, este și morală. A doua privire devine vinovată. Prima privire nu-i vinovată. Când identifici obiectul ispitei, ăla nu-i păcat. Dar dacă îi permiți să rămână în minte și procesezi și încep crearea unui film care niciun studio de la Hollywood nu reușește să facă un film așa de repede ca mintea unui bărbat, atunci devine păcat. E pur și simplu cu valoare de adulter. Vă puteți da seama câți curvari sunt în lumea asta și o să spun ceva șocant, câți curvari vin la biserică? Dacă curvia este la nivel de poftă când vezi o femeie și te uiți la ea ca la un obiect sexual, nu ca la o ființă umană. Băieți, noi suntem ispitiți să ne uităm la o femeie ca la un obiect sexual.
Surorilor, fete și doamnelor, de aceea să nu mai veniți cu fustă scurtă la biserică. Pentru că băieții sunt echipați biologic pentru a fi bărba, a fi soți. Sunt echipați cu percepție sexuală, de-aia inițiază în dormitor actul intim. Dar ochiul lui n-are competență morală să facă diferență între picioarele lui nevastă sa și picioarele lui vecină sa. Nu, când vede piciorul de femeie, e gata. Apropo, de ce femeile își fac buzele roșii și nu își fac altă componentă de pe față, de pe configurația feței roșii? De ce? Asta nu spuneți că vă faceți buzele roșii și nu știți de ce. Adică vreți să spuneți că nu le faceți, că sunteți pocăite, asta să înțeleg. Nu-i rău, dimpotrivă, e ideal. Dar totuși răspundeți pentru cele care își fac buzele roșii. De ce buzele și nu altceva? Și de ce ochii albaștri și nu... Devin miștocar dacă spun că de ce nu-și fac urechile roșii sau albastre, cum își fac buzele sau... Și nu vreau să vă dau sentimentul că sunt un flecar. Dar vreau doar să vă ajut să înțelegeți fenomenul ăsta. De ce neapărat buzele și de ce neapărat ochii? Credeți că ăia care au inventat treburile astea au fost, bunica ar fi spus, au fost proști? Nu, n-au fost. Dimpotrivă, au fost mai deștepți decât credem noi. Pentru că de pe față, cele mai senzuale elemente sunt buzele și ochii. Orice băiat de aici știe că atunci când vede o fată care face așa, e gata. Sau așa. Pentru un băiat, astea sunt gesturi cu încărcătură erotică. De ce poartă fetele pantofi cu toc? S-ar putea să zâmbiți și să credeți că mă rătăcesc. Credeți ce vreți. Simțiți-vă liberi. Uite, folosesc mâna, dumneavoastră imaginați-vă că e aceeași configurație, că folosesc piciorul, că nu-mi permis să vă arăt cu piciorul treaba asta. Mușchiul ăsta e ăsta de aici. În momentul în care eu fac mâna așa, asta este gestul masculinității, mușchiul ăsta se face cocoloș și se face ghemotoc și se face o mingică. E, în momentul în care acționezi încheietura asta și faci așa, ridici călcâiul, întinzi piciorul așa, ăsta aici se face cocoloș. Și când vede un bărbat din partea din spate două cocoloașe acolo, asta are o încărcătură erotică foarte mare, ca și sânii și ca alte părți de pe trupul unei femei. Așa l-a creat Dumnezeu pe bărbat ca să se căsătorească și să nu se sature de soția lui o viață întreagă, deși apare rutina. Numai că înainte să te căsătorești, vezi cocoloașele alea, la ce te gândești? Vine aici, urcă pe scările astea aici la cor sau să cânte și la ce te gândești? Voi știți la ce. Și eu știu, de fapt îmi asum, nu mi-a spus nimeni ca să știu, îmi asum că mulți dintre voi aveți probleme cu treaba asta. Scopul meu nu este să vă jignesc, că nici nu știu cine sunteți. Dar știu că și eu sunt bărbat și înainte să am 60 am avut 50 și înainte să am 50 am avut 40 și înainte să am 40 și tot așa. Nu spun că nu sunt la fel de bărbat acum. Spun doar că mă apropii de mormânt, de cimitir și lucrul ăsta mă motivează foarte mult să mă pregătesc mai bine și să am mai multă grijă. De ce văd și mai ales la ce mă gândesc când văd. Ce ar trebui să știi atunci când îți apare în minte ideea de căsătorie? Ar trebui să știi că pregătirea pentru căsătorie nu se face într-o zi, ci se face în fiecare zi. De aceea, când pentru prima oară în viață înțelegi ce înseamnă aia căsătorie, trebuie să devină o responsabilitate uriașă, prioritatea de a te pregăti pentru căsătorie. Să te pregătești pentru căsătorie înseamnă să-ți dezvolți caracterul, înseamnă să-ți dezvolți răbdarea, înseamnă să îți dezvolți partea materială a vieții, pentru că o femeie, să știți că este un lux când te căsătorești, femeia e diferită de bărbat.
Un bărbat poate să aibă două perechi de pantaloni, una e spălată și una e pe el. Bărbatul își cumpără haine că nu are, femeile își cumpără haine pentru că trebuie să poarte ceva nou. Degeaba zâmbiți, zâmbiți degeaba. Oameni dragi, ascultați-mă, o femeie trebuie să aibă haine noi, nu pentru că are nevoie de ele, ci pentru că ea trebuie să poarte lucruri noi, nepurtate până atunci. De aceea, dacă tot vă însurați, puneți-vă, dezactivați chestia asta și să nu vă supărați, pentru că nu o să puteți înțelege cum îți vine să porți o haină nouă și după ce ai purtat-o de două, trei ori, îți vine să o dai la pacea Domnului. Noi nu avem problema asta, dar avem alte probleme. Dacă nu înțelegeți fenomenul, o să vă certați ca, nu vreau să spun cum spunea bunica, o să vă certați degeaba și o să spuneți că ești cheltuitoare și așa sunt toate femeile. Biblia spune în Petru despre Sara, dar Biblia nu spune cu unsorile cu care își dătea Sara. Nu vreau să intru în detaliile astea pentru că n-am intenția nici să protestez și nici să încurajez treaba asta. Atunci când îți vine în minte intenția să te căsătorești, ar trebui să știi că între a fi îndrăgostit și între a iubi este diferență. Și atunci când ești îndrăgostit, nu-i suficient ca să fii fericit. Pentru că hormonul ăsta se activează și când ți-e lumea mai dragă, îi se ia curentul și se oprește. Și te lasă cu fata lângă tine și nu mai simți nimic pentru ea. Și atunci ea simte că nu mai simți nimic pentru ea, se sperie și începe să-ți reproșeze. Și tu îi spui, iar ai chef de ceartă. Și ea zice, nu, am de gând să vorbesc cu tine și ție ți-e parte că ne certăm. Și tu îi spui, mai lasă-mă în pace că mi-ai împuia capul. Și ea spune, dar nu pot să vorbesc cu tine deloc, că ți-e-ți împuie capul. Și tu o să-i spui, la fel ca maică-ta ești, că l-am văzut și pe socrul meu că era obosit de maică-ta. Așa vrei și tu să mă obosești pe mine. Și ea va spune, numai atât mai știi să mai spui. Și încep să se rănească, să se detașeze emoțional. Pe fondul acestei detașări emoționale, el are la serviciu o colegă, ia un coleg și așteptăm să fim fericiți. Fericirea este un lux pe care trebuie să-l produci. Fericirea nu se cumpără. Ar trebui să știi cum trebuie să-ți gestionezi hormonii. Vă aduceți aminte că de trei ori în Cartea Cântarea Cântărilor se spune nu stârniți dragostea până nu vine ea. Nu o enervați, nu o solicitați, lăsați-o în pace. Nu o stârniți. Dar întrebarea mea este alta. Ce faci când se stârnește? Că e simplu să spui nu o stârni ca să nu vină. Dar s-a stârnit singură și a venit. Ce faci atunci? Atunci trebuie să faci câteva lucruri. Asigură-te că e dragoste și nu pasiune. Asigură-te că te-ai îndrăgostit de persoana potrivită, nu de oricine. Asigură-te că e timpul potrivit să te îndrăgostești, nu doar persoana potrivită, că și timpul trebuie să fie potrivit. Nu oricând te poți căsători bine. Asigură-te că dragostea aceasta va conduce la căsătorie, nu la altceva pe bancheta de nu știu care. Asigură-te de toate lucrurile astea. Ar trebui să știm, când ne gândim la căsătorie, că Dumnezeu vrea să trăim în puritate sexuală. Și când spun în puritate sexuală, nu mă refer doar la partea fiziologică a corpului, ci mă refer, așa cum spuneam puțin mai devreme, și la partea psihică a problemei. Mă apropii de încheierea acestei prime părți, spunându-vă că relațiile de prietenie premature nu sunt necesare, nu sunt bune, nu sunt benefice și îți creează doar probleme. Pentru că tu te îndrăgostești de o fată și trăiești suferința unei ispite care atât de departe este să se împlinească, acum mă refeream la actul intim, și tu știi că nu-i voie și ea știe că nu-i voie și te chinui de mama focului încă 20 de ani de aici înainte până te căsătorești și nu știu de ce vrei să trăiești în felul ăsta de chinuit. Ce vreau eu să vă transmit este faptul că avem bărbații, băieții au tendința puternică spre sexualitate
și ei se chinuie foarte tare atunci când își fac o prietenă și prietenia durează prea mult, un an, doi, trei, și ei încă prietenesc. Părerea mea personală este că riscul este să se culce împreună înainte de nuntă. E de 99.99%. Până nu ți se întâmplă, te simți deștept, puternic și stăpân pe hormonii tăi. Dar asta demonstrează ignoranța în care trăiești. Hormonii au o forță incredibilă. E de 1.000.000 de ore mai mare decât crezi tu. Cine își pune mintea cu hormonii, va sfârși rușinat, dându-și seama cât de slabă e voința omului. Ați auzit de regele David, al doilea rege al monarhiei evreiești? Ați auzit ce împărat puternic a fost, ce rege, ce general, ce soldat, ce cântăreț? Omul ăla a fost unul dintre cei mai puternici bărbați, e una dintre cele mai respectate persoane în Israel, după 3.000 de ani de la... a trăit cu 3.000 de ani în urmă, 1.000 de ani înainte de Hristos. Și într-o zi era pe acoperiș și o doamnă n-a mai avut unde să se scalde în Iordan, cât era Iordanul de lung, decât în dreptul la casa lui. A știut ea unde să se scalde. Și... împăratul a văzut-o așa cum probabil și-a dorit. Nu insinuiesc că chiar a vrut, dar tare trece prin cap treaba asta. Și ăsta a văzut-o. Biblia spune că era foarte frumoasă, a fost atât de frumoasă. Cine știe contextul în detalii care a fost acolo? Probabil că au mai fost și alte elemente care au contribuit la dezechilibrul lui David. A chemat un soldat și i-a spus, du-te acolo și pe femeia adu-aici la mine. După aceea l-a dus pe bărbatul său la ea. Cu ea a făcut un copil și pe bărbatul său l-a omorât. Știți cum s-a purtat David? Ca un tâlhar și ca un derbedeu. Nu-i vorba de un nimeni în drum ca mine. E vorba de unul dintre cei mai proeminenți oameni ai lui Dumnezeu din Vechiul Testament. I-a omorât bărbatul. Ăsta atâta demnitate a avut încât atunci când a ajuns acasă, nu s-a dus să se culce cu nevastă sa, după luni de zile de când era la război. A zis el așa, în onoarea colegilor mei care sunt acolo, nu vreau să mă bucur de privilegiu că sunt soț și am ajuns acasă la soția mea, vreau să continui să trăiesc în abstinență ca să onorez faptul că ei sunt acolo. Și ăsta l-a omorât. Ce soldat demn, ce om de caracter. Și a căzut pradă la nebunia lui David, o nebunie hormonală. Ascultați-mă, băieți, feriți-vă de intimitatea, de singurătatea, de un loc izolat cu o fată. Pentru că hormonii bărbatului sunt violenți. Sunt ca un uragan care distrug totul. 5 minute nu mai știi cum te cheamă. Și după aceea nu-ți ajunge o viață să regreți și să treci departe de Dumnezeu și de binecuvântările Lui. Nu spune încrederea în tine, nu spune că o pup și nu fac doar atâta, dacă nu te-ai putut opri să o pupi, nu o să te poți opri nici să. Nu, simplu fapt că ai început demonstrează că nu ești în stare să stai cu minte. Nu ți-e suficient asta. Atunci când un bărbat se căsătorește cu o femeie, cu o fată, bărbatul nu are nevoie de preludiu. Cu toți înțelegeți preludiu, relația intimă și postludiu. E prea simplu ca să aibă cineva nevoie de explicații. Bărbații n-au nevoie de preludiu și nici de postludiu. Pentru el ambele sunt incomode, aproape chinuitoare. Pentru că e ca și cum îi dai la un om o gogoașă așa pufoasă și cu pudră. O vedeți? O vedeți pe gogoașă cu pudră și așa bosunflată? Uite când vine apă în gură și îmi faceți așa cu ea pe la gură și eu și nu pot să o prind. Asta înseamnă preludiu pentru un bărbat, ia postludiu, e ultimul lucru la care ai mai avea chef să faci. Și totuși, pentru că tu ești stimulat prin vedere, tu ești gata. Scânteia la bujie acolo, acum pornește. Ea nu e acolo.
Și stă liniștită, pentru că ea nu are capacitatea să se stimuleze prin vedere. Ea are nevoie de un timp numit preludiu, în care tu o stimulezi prin mângâiere, prin cuvinte de apreciere, de dragoste, de complimentare. Și lucruri de genul ăsta care o pregătește pe ea, iar nevoie să fie pregătită de tine, ea nu se poate auto-pregăti ca bărbați. Ăsta se numește preludiu. Și acum, haideți să plecăm din casa oamenilor și să mergem în relația de prietenie sau de logodnă între un băiat și o fată care urmează să căsătorească acum sau la anul. Ăștia se întâlnesc, se sărută, se strâng în brațe, se lipesc unul de altul ca soț și soție și hai să presupunem că până la nuntă nu fac nimic, dar eu bag degetul ăsta în sobă. Dar haideți să zicem că nu se întâmplă nimic. Am o întrebare pentru voi. De ce faceți preludiu în timp ce nu aveți intenția să ajungeți la actul intim? Pentru ce o pregătești pe fată? Că doar n-ai de gând să te culci cu ea, că nu sunteți soț și soție. Pentru ce o pregătești, mă, omule? Și tu ești fată și tu accepți. Și într-o zi vei veni mireasa aici și aștepți ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă nu știe pastorul că e un om care nu vede dincolo de perete, tu crezi că nici Dumnezeu n-a te-a văzut. Nu vreau să devin insinuant, nu vreau să devin răutăcios, dar vreau să devin direct ca să vă sperii conștientizându-vă de faptul că hormonii voștri în domeniul ăsta sunt cei mai mari dușmani ai voștri. Pentru că nu-i puteți controla. Dacă te lași mângâiată, tu pur și simplu o să faci lucruri care nu le vrei și pentru care nu o să te ierți niciodată. Niciodată. Și ori de câte ori în viață o trece printr-un necaz, în mod automat se va crea un mecanism. O să asociezi ce s-a întâmplat atunci cu ce ți se întâmplă acum. Chiar dacă n-au nicio legătură în realitate, în mintea ta întotdeauna va avea legătură. Și îți vei asuma că și asta e tot un preț pentru ce ai făcut atunci. De ce ai nevoie de treaba asta? De ce nu înțelegi că nu ăsta e drumul pe care trebuie să mergi? Fă o hârtie cu băiatul. Pune-l să semneze. Cum poți tu să ai încredere în băiatul ăla în timp ce el tot timpul îți bagă mâna peste tot? Și sper că după ce se va căsători cu tine, cu toate colegele cu care el va avea posibilitatea să le bage mâna pe undeva, nu le va băga niciodată, va fi băiat cu minte, numai cu tine n-a fost. Cum poți să gândești așa? Ce garanție ai tu că nu face cu aia cum a făcut cu tine în prietenie? Cum poți fi atât de naivă? Sau invers, dacă prietena ta te-a lăsat pe tine să ajungi cu ea în pat, ce garanție ai tu că nu-l va lăsa pe șeful ei să ajungă cu ea în pat? Că ai văzut că nu poate. Cum n-a putut cu tine, nu o să poată nici cu șeful sau cu colegul. Cum o să stai liniștit toată căsătoria ta cu astfel de femeie, fără limită, cu porțile deschise la perete? Așa trebuie să pui problema dacă vrei să ai o căsnicie fericită. De ce crezi că oamenii ăștia se bat ca niște nebuni și nu se mai înțeleg și divorțează jumătate dintre ei? Toți în ziua anunții sunt fericiți și bagă mâna în foc și au ales persoana potrivită. Și se iubesc de nu mai știu. Dar e acolo domnul hormon care îi zgârmă. Numai atât, probabil. Trebuie să recunosc că puțin exagerez. Dar exagerez în mod intenționat și conștient și voluntar pentru ca să pun în evidență mai bine, să vă apropii de voi lucrul ăsta, ca nu cumva să cădeți. Pentru că dacă o să cădeți, asta nu se poate restaura niciodată. Nu mai poți da timp înapoi. Biblia spune că adulterul este un păcat diferit de toate celelalte prin faptul că ai făcut în trup. Eu nu pot să înțeleg logic așa de bine ce vrea Dumnezeu acolo să spună. Dar pot să citesc și să înțeleg că pentru Dumnezeu această contopire este o contopire mizerabilă, pe care Dumnezeu nu poate să o suporte. E atât de sfânt încât atunci când Adam a acceptat să împărtășească soarta nevestei, să-i mâncând din fructul oprit, Dumnezeu i-a spus,
ieși din prezența mea pentru întotdeauna. Adam nu s-a mai întors niciodată în grădină. Niciodată. Dumnezeu l-a deportat. Atât de tare îl deranjează, îl ofensează, îi ofensează sfințenia lui Dumnezeu. Păcatul, încât Dumnezeu devine aspru. Plăcerea sexuală la vârsta voastră și mai ales în condiția de frică și timiditate, că nu e permisă, ține maxim 5 minute. Să fii un om fără minte, să faci lucrul ăsta aproape fără niciun beneficiu și să plătești rată lunară restul vieții, să mori cu conștiința pătată și frustrat că numai atâta ai putut să faci. Cântarea Cântărilor în capitolul 2, versetele 6 și 7 spun: să-și pună mâna stângă sub capul meu, să mă îmbrățișeze cu mâna lui dreaptă. În contextul ăsta spune: nu stârniți dragostea. Știți ce fac băieții? Cu mâna lui te atinge pe sâni, acolo unde ai 1000 de senzori, te atinge în zona genitală, acolo unde ai 1.000.000 de senzori, și acțiunea asta se numește stimulare manuală. Și asta pur și simplu te împinge într-un duș de hormoni și de plăcere, încât pur și simplu devii o victimă. El deja este așa, tu ești așa, și asta e ce veți fi de astăzi înaintea. Asta e ceea ce veți fi de astăzi înaintea lui Dumnezeu. Un pic dramatizez, insist supărător, dar fac lucrul acesta pentru că la vârsta mea văd lucrurile dintr-o altă perspectivă. Nu am fost nici măcar cât voi la vârsta voastră, pentru că eu la 21 de ani m-am pocăit. N-am avut nicio regulă înainte să mă pocăiesc și după aceea mi-au luat foarte mulți ani ca să mă obișnuiesc cu legile lui Dumnezeu. Am o grămadă de defecte, inclusiv la vârsta asta. Sunt multe lucruri cu care mă lupt, așa cum mă lupt cu prima cafea, și sunt conștient că prima cafea mă va conduce la a doua, și tot la fel, orice privire pe care o să mi-o permit să fie prima, va deschide poarta care nu se va închide mult timp, sau poate niciodată. Orice vorbă pe care o spun prima oară greșită, orice vorbă greșită pe care o să o spun prima oară, va deveni un șir de vorbe care nu se vor mai termina. Orice gând murdar pe care mi-l permit, nu va face altceva decât să declanșeze un șir nesfârșit de gânduri murdare. Și totul se petrece într-un corp pe care eu sunt chemat să-l gestionez. Proverbe, capitolul 7. Era seara târziu, se lăsase întunericul și eu treceam pe la ușa, pe strada și prin fața casei la femeia aia. Ce cauți pe drumul ăla? Asta nu e într-o clipă ca un gând. Asta e un drum, o călătorie, și în timp ce te duci, mintea spune: hei, o să se întâmple asta, și totuși sfidezi și te duci mai departe. Meriți pedeapsa dacă te comporți în felul ăsta. Meriți pedeapsa. Trebuie să recunosc că meriți pedeapsa. Nu e accidental. Păcatul curviei nu e o vorbă care scapă. Păcatul curviei nu este un eveniment, nu e o clipă, ci e un proces de ore, de zile, poate de săptămâni sau luni. Pentru că un bărbat n-are nevoie să aibă încredere într-o femeie cu care se culcă, dar o femeie nu se poate culca cu un bărbat decât numai dacă e prostituată pentru bani, iertați-mi exemplu. Dar altfel ea are nevoie să dezvolte un pic de atașament emoțional. Femeile nu pot ca bărbații. Am citit că un actor de la Hollywood a spus că pentru o chestie din asta bărbații au nevoie doar de un loc, femeile au nevoie de un motiv. Băieți și fete, educați-vă în domeniul ăsta. Educați-vă și implicați-vă să vă disciplinați. Trebuie să ajungeți la nivelul la care atunci când vedeți o fată, puteți să vă luați de la ea nu doar privirea, ci să vă luați și gândul. Asta o să vă ia cel puțin un an jumate sau doi. Dar dacă n-ați început, vă dați seama unde sunteți?
Trecerea de la copilărie la adolescență, la tinerețe și la viața de adult este un proces lin prin care eu am trecut, urcând dealul spre viață. Am ajuns cândva în vârf, cu 21 de zile în urmă a fost ziua mea de naștere, am împlinit 60 de ani, cum vă spuneam, și mi s-au schimbat foarte multe lucruri în minte. Pentru că în mod cultural, 60 de ani nu înseamnă doar 6 și 0. Aceste două numere au o semnificație care pur și simplu te influențează și produce schimbări în mintea ta. Acum nu mai urc, cobor. Ăsta este procesul vieții. Încă nu sunteți acolo, dar veți fi. Regret foarte multe lucruri pe care le-am făcut în viață. La momentul acela mi s-au părut oportunități. În sfârșit, de când așteptam chestia aia. Și după ce a trecut, mai ales astăzi, devin chinuitoare. Mă gândesc că într-o zi, lucrurile alea se vor spune de pe acoperișul casei. Așa a spus Iisus. Avem nevoie de demnitate, de onoare, de semnificație, de valoare atribuită, de atenție. Viața ne pune în fața responsabilităților. Moartea ne pune în fața judecății. Viața ne pune în fața responsabilităților. Trebuie să nu se mai termine odată. Moartea nu ne pune în fața responsabilităților. Moartea ne pune în fața judecății. Unde toate astea din viață vin înapoi. Și stau toate îngrămădite în fața noastră ca o mare rușine. Știți cum ideea e de stimulare, dar voi veți înțelege conotația sexuală, dar aici nu e cu conotație sexuală. Știți cum mă autostimulez ca să mă sperii pe mine și să mă motivez? Îmi imaginez că noi avem niște screen-uri mari la biserică, în loc de televizoare, și îmi imaginez că toate prostiile pe care le-am făcut în viața mea vor fi puse pe screen-ul ăsta în seara asta. Și toți oamenii o să le vadă. 1000 de oameni că sunt acolo să se uite pe screen la ce am făcut eu în viața mea. Păi o să fug. O să ies de acolo și nu o să mai mă întorc niciodată. Cum pot să mai mă uit la oamenii ăia? Într-o zi se va întâmpla lucrul ăsta. Și astăzi lucrez la treaba asta. Și devii tot mai lumesc, tot mai liberal, tot mai libertin. Spui, nici aia nu-i păcat. Ce-i păcat să fumezi nu scrie în Scriptură. Aveți imaginea de la vamă în minte? Șirul de tiruri? 200 de tiruri sau 100 sau 50 câte sunt? Aveți în minte imaginea asta acum? E, cum stau tirurile în vamă, așa stau păcatele. Acum, aici, nu știu cultural care este păcatul spre care adunarea pune presiune pe pastor să... în tendința de liberalizare, să la noi, la biserică, probabil că ar fi introducerea bijuteriilor. Nu neapărat la biserica locală vorbesc, și în zona unde trăiesc eu. Cam asta e tendința acum, să se poarte bijuterii. Eu știu că dacă accept să se poarte bijuterii, nu s-a terminat totul, ci dimpotrivă, trece la următorul tir. O bătălie a fost câștigată și acum urmează o nouă bătălie. Mai sunt încă 200 de tiruri. Astea 200 de lucruri eu trebuie să le accept în pastorația mea. De aceea mă opun la tirul ăsta să nu intre, că dacă intră ăsta, va veni altul în locul lui și dacă intră și ăla, va veni altul în locul lui. Eu nu o să termin niciodată, eu doar o să semnez. Hai, mai sunt tiruri, veniți încoace. Dar când Dumnezeu mă va întreba de ce am semnat, eu ce o să-i spun? Asta este responsabilitatea mea. Dar acum plec de la responsabilitatea pastorală și mă opresc asupra responsabilității personale. Am știut? Da. Și de ce am făcut lucrurile care sunt păcat? De comitere sau de omitere? Pentru că am fost robit de păcat, stăpânit de păcat, dominat de păcat, un rob al păcatului. Și nu pot să zic nimic împotriva stăpânului, că se rățuiește la mine. Dacă eram liber în Hristos,
dacă eram sub autoritatea lui Iisus Hristos, dacă Duhul lui Dumnezeu era peste mine, dacă cuvântul și Hristos luase chip în mine, păcatul nu mai mă stăpânea. Dar acum, cum e viața ta? Ești un om liber? Înseamnă că faci ce alegi tu. Sau ești un om dominat de patimi? Patima să te afișezi, să vii cu o fustiță strâmtă de mămir cum nu se rupe în seara asta pe tine și toți bărbații nu se uită, încearcă să te ocolească cu privirea pentru că le vine în minte ideea de erotism aici, în biserică. Nici aici nu avem liniște. S-ar putea în biserica locală să nu existe problemele astea, s-ar putea voi toate care sunteți aici, fetelor, sau dumneavoastră, doamnelor, să nu aveți deloc probleme cu treaba asta. Dar eu nu mă refer strict la dumneavoastră. Asta trebuie să înțelegeți. Vorbesc despre un fenomen care ne include mai mult sau mai puțin. Vorbesc despre un context al generației noastre. E ușor să vii la biserică. E așa de simplu să te aduci la biserică pe tine însuți sau însăți. Însă ce aduci cu tine? Ce e în inima ta? Ce s-a întâmplat azi noapte? Ce ai de gând să faci mâine? Ce te motivează să faci ce faci? Că asta e mai importantă decât fapta înaintea lui Dumnezeu. Ce te motivează? Te motivează atenția, nevoia de valoare atribuită? Vrei să atragi băieții că ți-arăți fundul, picioarele, sânii, buzele? Sau voi băieți aveți metoda voastră de a vă învârti ca niște curcani înfumurați pe lângă ele? Astea nu sunt căsătorii creștine. Erotismul ăsta nu seamănă cu poporul lui Dumnezeu. Am ales această armă a negativității pentru a stârni dispreț în sufletul vostru față de păcat. Încerc să vă împing într-o stare de remușcare pentru a simți amărăciunea lucrurilor pe care ori le-ați făcut, ori veți fi tentați să le faceți, tocmai pentru ca să conștientizați cognitiv înainte de a experimenta chestia asta. Ăsta e motivul pentru care insist cât pot de mult pe ideea asta. Ați fost creați pentru altceva. Ați fost creați să atingeți măreția. Ați fost creați să trăiți în puritate. Dacă Hristos ar putea să fie acum pus pe lemn și să se zvârcolească ca un vierme și să-i curgă sânge din corp, atunci probabil că ați fi impresionați înțelegând că tot ce îi se întâmplă lui e din cauza noastră. Fiecare senzație de care ne-am bucurat, ca atunci când mănânci un langoș, el a plătit-o cu sângele lui, cu durerea lui, cu faptul că a intrat în umanitate ca să ne poată lua de aici și să ne ducă unde sperăm să ajungem într-o zi. De aceea trebuie să trăim altfel, trebuie să ne angajăm pentru treaba asta. Băieți și fete care sunteți necăsătoriți, vă rog, astăzi luați-vă un timp și motivați de această umilă înțelegere, angajați-vă înaintea lui Dumnezeu să stați departe. Vă mai spun, cred că două lucruri și închei cu partea asta. Primul, păcatul adulterului, spuneam mai devreme că este diferit prin gravitate de celelalte, dar există un păcat mai grav decât adulterul. Din nefericire este unul și mai mizerabil deasupra. Roman capitolul 1, vă mai aduceți aminte care este expresia acolo? Patimi scârboase. Puteți să-mi spuneți la ce se referă, ce gen de păcat sunt patimi scârboase? Care este un sinonim contemporan? Perversiuni sexuale. Adică faci sex în familie cu alt organ decât organul tău genital, sexual. Sau în afara familiei, nici nu mai are importanță cum și ce faci. Perversiunile sexuale sunt numite patimi scârboase. Adulterul, cât e el de nenorocit. Permiteți-mi cuvântul ăsta, aproape nepermis să-l spui. Nu e așa de grav ca o patimă scârboasă. Nu-i numit patimă scârboasă adulterul, curvia. Dar deasupra curviei, perversiunile sexuale vorbesc despre o dezumanizare, despre o animalizare
pentru plăcere. Nu Duhul Domnului ne conduce pe noi, ci patimile și plăcerile. Ăsta e Dumnezeu care ne poartă. Nu trăim pentru Hristos, ci pentru noi furnicături. Acceptați astăzi că voi, fetelor, ați fost înzestrate de Dumnezeu cu o sexualitate de gen feminin și ăla e singurul loc cu care în căsătoria voastră de acum sau cea din viitor, dacă nu sunteți căsătorite, vă puteți bucura de bucuria vieții de căsătorie. Și voi, băieți, la fel. Aveți un organ pe care Dumnezeu l-a creat. Nu să auziți, nu să mâncați, nu să faceți altceva, ci a fost creat doar pentru treaba asta. Aia e singură relație curată, legală, la alb. Să mă înfășoare neprihănirea, spunea psalmistul. Și când aud sirena poliției, nu mă tem, nu pe mine mă caută, n-au niciun motiv. Pe mine poliția nu mă sperie. Când văd mașina poliției, mă simt în siguranță. Dar dacă aș fi furat sau aș fi făcut altceva și vedeam mașina poliției, mă înspăimântam pentru că mă calificam să fiu dat în urmărire. Neprihănirea te înfășoară, te protejează, ești safe. Dar dacă ți-ai permis, nu printr-un accident, ci printr-o repetare până când a devenit stil de viață, atunci teme-te. Pentru că Dumnezeu va fi aspru. În viața asta suntem responsabili. Dar în viața cealaltă, nu uitați, Evrei 9:27, omul moare o singură dată și după aceea urmează judecata. Nu judecata mea, nici a cultului penticostal sau baptist, sau baptist sau penticostal, ci judecata lui Dumnezeu. Te rog, simte-te responsabil. Luther n-a avut nimic mai mult decât noi doi. Pavel n-a avut nimic mai mult decât noi doi. Savonarola n-a avut nimic mai mult decât noi doi. Maica Tereza n-a avut nimic mai mult decât noi doi. Oamenii care au marcat istoria cu neprihănirea lor. Sfințenie și slujire. Două repere ale manifestării vieții creștine în Hristos. Sfințenia este pentru mine, iar slujirea este de la mine pentru alții. Astea două sunt coordonatele pentru care trăiesc astăzi. Dar nu la modul ideal și absolut. Ce vrei să faci cu tinerețea ta? Am făcut o grămadă de păcate la vârsta voastră, pentru că n-am știut că-L ofensez pe Dumnezeu. Mi s-a părut că e dreptul meu să fac ce vreau cu trupul meu, cu banii mei și cu timpul meu. Astăzi știu că nimic nu e al meu. Tot ce am e al lui Dumnezeu. Și a fost atât de generos cât mi-a dat și mie. Când eram tânăr, am făcut sport de performanță, box și apoi caia canoe. Și unul dintre colegii mei a murit de tânăr. Am fost la mormântarea lui și m-am simțit așa de mizerabil. Că el a plecat și eu am rămas. Și am știut că n-am niciun merit că am rămas. Și că doar pe umerii mei va apăsa o permanentă responsabilitate. Încă într-o zi trebuie să trăiesc în puritate. Au trecut de atunci mulți ani și astăzi din nou încă o zi în care trebuie să trăiesc în puritate. În ciuda faptului că la o jumătate de metru de mine sunt sute de păcate posibile, potențiale. Și am în corpul meu o grămadă de mecanisme care m-ar ajuta să păcătuiesc într-un fel sau în altul. Și Dumnezeu se uită din cer. Maleahi are mesajul acela din capitolul 3, unde spune: am fost martor între tine și soția ta și am văzut tot, am înregistrat, am video, am fost martor. Dumnezeu este martor la 60 de ani în viața mea. E martor. Nu o să mă întrebe dacă e adevărat sau nu, pentru că video va fi pus pe screen. Înregistrarea audio și video e acolo. N-are nevoie să mă întrebe și o să recunosc sau să spun că nu e adevărat. Atunci va fi așa.
De ce aici împreună și dincolo despărțiți? Spuneam eu aseară în predică. Din motivele astea și din altele asemănătoare. Stimați prieteni, vă spun toate lucrurile astea pentru ca să vă rog să vă permiteți, să acceptați acest chin al sufletului și să stați în fața lui Dumnezeu, lăsând să se vadă mizeria. Dați preșul la o parte, nu vă ajută la nimic. La absolut nimic să le țineți acoperite. Dimpotrivă, expunerea vă conduce la iertare. Dați preșul la o parte și spuneți, ăsta sunt adevăratul eu. Lui Dumnezeu, nu oamenilor în primul rând, lui Dumnezeu. Și începeți de acolo. Dar când veți face asta, veți experimenta o stare lăuntrică foarte profundă, foarte intensă. Aveți nevoie să treceți prin durerea aia. Ea se va constitui într-o motivație care vă va ajuta, fără să fie nevoie de pastorul care să vă tragă mereu de mânecă sau de guler. Angajați-vă înaintea lui Dumnezeu să fiți astfel de băieți și astfel de fete. Am ajuns din nou la pauză și aș vrea să îmi permiteți să fac o rugăciune.